Ziua 379. Astăzi cele mai mari știri vin din regiunea Donetsk. Aici, după ce a pierdut aproape toate blindatele și jumătate din brigăzi, marinarii ruși au primit ordin să lanseze o altă ofensivă asupra Vuhledar. Acest ordin a fost probabil ultima picătură, deoarece marinarii ruși au refuzat să lupte și să urmeze ordinele comandanților. lor. Alte batalioane desfășurate la Vuhledar au început și ele să revolte și au forțat Ministerul Rus al Apărării să utilizeze măsuri dure și să trimită pe Roskvardia să răspundă la revoltă. Ultima dată v-am spus că, în urma bătăliei pentru Vuhledar, rușii a pierdut aproape întreaga brigadă navală de elită împreună cu 130 de unități de echipament greu, inclusiv 36 de tancuri. V-am mai spus că, din cauza pierderilor mari de blindate, rușii au devenit capabili să atace doar cu infanteria. Cele mai noi rapoarte sugerează că rușii se angajează doar în lupte de poziții de intensitate scăzută. Comandantul ucrainian Dmitra a confirmat că forțele ruse desfășoară din ce în ce mai multe atacuri fără sprijin blindat și că uneori atunci când se angajează transportare blindată de personal, pur și simplu conduc infanteria până în prima linie și apoi se retrag. Un soldat ucrainian care luptă la Vuhledar a declarat că forțele ruse efectuează atacuri în grupuri mici de 10 soldați sau mai puțin dar sunt în mare parte în defensivă în zonă. Serviciul de informație ucrainean a raportat că brigăzile 155 și 40 de infanterie navală s-au fuzionat într-o singură brigadă din cauza pierderilor semnificative. Și asta sincer pot confirma și eu că a ajuns informația și la mine. Serviciul de informații ucrainean a raportat că Ministerul Rus al Apărării, Shoigu, l-a instruit pe comandantul Districtului Militar de Est, Muradov, să ia vuhledar cu orice preț. La scurt timp după au început să apară unele informații că Brigada 155 de Infanterie Navală Rusă a refuzat să desfășoare operațiuni ofensive în zonă și că forțele ruse au pierdut și controlul asupra unei formațiuni regulate de batalion de cazaci. Această informație a fost confirmată ulterior și de statul major ucrainian. Acest lucru nu este prea surprinzător, deoarece aceasta ar fi a treia operațiune de sinucigare la scară largă pentru ei. Armata rusă a reconstituit Brigada 155 de infanterie navală de cel puțin șapte ori de la începutul invaziei și a fost umplută de soldați noi mobilizați de mai multe ori. Faptul că brigăzile navale au fost comasate sugerează că cel puțin jumătate dintre soldați sunt morți sau răniți. Și dacă luăm în considerare și că au fost le umplute de 7 ori, atunci se pare că numărul de trupe de elite care au rămas este probabil sub 10%. Ca răspuns la refuzul de a lupta și în încercare de a preveni revolta altelor personale, forțele ruse au introdus Rosgvardia în regiune. La scurt timp după aceea, Ministerul Rus al Apărării Șoigu, în sfârșit, a simțit uh, în siguranță pentru a vizita pe comandantul regional Muradov în scopul evaluării situația din jurul Vuhădarului. Probabil că a văzut că utilizarea unor grupuri de asalt mici de 10 oameni și pierderile semnificative de personale și echipamente rusești în atacul anterioare ar constrânge forțele ruse de la asigurarea orice câștiguri semnificative în zona Vuhledar, deoarece mai târziu au ordonat să se transfere rezerve suplimentare și echipamente pentru renuirea operațiune ofensivă. În urmă cu câteva zile, localnicii au raportat că rușii transferau mulțime de echipamente prin Mariupol și Berdiansk. Consielul primarului ucrainean al Miriopului a confirmat că rușii au mutat 28 de piese de echipament însoțite cu 6 mașini civile cu bagaje și remorci. El adăugat că Rusia a adus între 10 sau 15.000 de soldați în zona Mariupolului și a menționat că forțele ruse au aproximativ 30.000 de soldați în zonă. Două zile mai târziu, Ucrainenii au efectuat o misiune extinsă de foc, vizând în primul rând zonele concentrate a forțelor, dar și echipamentelor deoarece răspângerea atacurilor mecanizate într-un oraș atât de mic precum Vohredar este foarte dificilă. Șeful ucrainean al Meritopului a raportat că ucrainenii au condus lovituri HIMARS și au distrus bazele rusești în vecinitatea orașului una în partea de nord și una în partea de sud. A doua zi au fost semnalate explozii uriașe la Berdiansk, care este exact locul spre care se îndreptau coloanele rusești. Să rezumăm, unitățile de asalt rusești desfășurate în Vukhledar, au fost epuizate, până la punctul în care rușii au fost nevoiți să unească brigăzile pentru a face una completă. Moralul soldaților ruși este atât de scăzut în această zonă încât refuză să lanseze o altă operațiune ofensivă. După ce a investigat cazul Vukhledarului, Ministerul Rus al Apărării a început de urgență să ia măsuri pentru restabilirea capacității de luptă a acestui grup, în primul rând prin relocarea de trupe suplimentare în regiune. Între timp, ucrainenii au exploatat oportunitatea de a distruge mai multe baze rusești cu forțele nou susite care au fost temporar concentrate într-un singur loc. Vă mulțumesc frumos că m-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă rog frumos să mă ajutați